Petrolul a fost încurcată de Comisia de Recurs a Federației Române de Fotbal și a trebuit să-și schimbe programul pentru meciul din cadrul etapei a 26 a Ligii 1. Asta deoarece Comisia FRF-ului a hotărât cu doar patru zile înaintea disputei ca partida CFR Petrolul să se joace la Cluj. Inițial, feroviarii fusese răsancționați de Comisia de Disciplină cu interzicerea dreptului de a organiza meciul cu petrolul pe teren propriu după incidentele de la partida cu Universitatea Cluj, iar jocul urma să se dispute la media. Galben albaștri își programaseră drumul până la Sighișoara, unde înoptau, iar a doua zi deplasarea la meci. Așa, programul a fost reconfigurat, iar detaliile călătoriei sunt cu totul altele. Petroliștii nu vor mai juca la Mediaș, dar etapa viitoare, gazmetanul, va veni la Ploiești, iar clubul petrolist a pus deja în vânzare etichete la casele stadionului Ilieoana. Prețurile sunt la fel ca până acum, înfruntarea cu echipa medieșană fiind programată sâmbăta viitoare în nocturna.